m-am hotărât să merg. Am mers acolo, m-am antrenat. A doilea an am luat locul 3 la Republică. Pe urmă, antrenorul a venit cu propunerea să vin la liceu internat Republican cu profil sportiv. Și am venit aici, am dat documentele. Susține că la început i-a fost mai dificil. Cu greu făcea față loviturilor și căderilor. Acum însă s-a obișnuit. Cele 6 ore de antrenament zilnic nu mai sunt o povară pentru ea, ci un mod de viață. Facem două antrenamente pe zi, unul dimineață și unul seară. De acum suntem obișnuiți, când cădem așa pe saltea, nici nu simțim. Muncește mult și asta pentru că susține ea, în judo nu poți miza pe noroc. Aici câștigă cel care are o pregătire tehnică mai bună. Tatiana este imprevizibilă pentru rivalii săi. Posedă mai multe tehnici și le combina așa încât își ia prin surprindere adversarul. Fiecare adversar trebuie de-l prețuit, fiecare are tehnicile lui și fiecare este important. Cel mai puternic adversar sunt eu. În primul rând să mă înving pe mine ca să câștig. E o fată care promite mult, aș spune așa, nu numai prin cuvinte, dar prin faptele, prin rezultatele care le-a obținut până acum. În primul și în primul rând, ea este multiplă campioană a Republicii Moldova. Într-al doilea rând, ea a participat la jocurile euroasiatice, adică, practic, fosta Uniunii Sovietică, campionatul Uniunii Sovietice, cum era înainte, care s-a desfășurat la judo în orașul Brest, Belarusia, acolo s-a clasat pe locul 2. Își face planuri de viitor și asta pentru că știe cu exactitate ce vrea de la viață și mai ales ce are de făcut. Am să dau bacul, pe urmă am să depun documentele la Academie de Poliție, după aia mai vedem. Și asta nu e tot. Ca și orice sportiv ce practică un sport de performanță, vreau să ajung la Jocurile Olimpice din Londra din 2012. Și nu doar să ajungă acolo, dar și să câștige. E un vis frumos, de altfel realizabil în cazul luptătoarei pentru care nimic nu este imposibil. Marcela, revenim în continuare la ale noastre. La ce etapă am ajuns?